Deja planul de intervenție a fost întocmit. Jandarmii vor patrula în principiu în apropierea școlilor din municipiul Târgu Jiu. Efective de jandarmi la nivel teritorial participăm la luarea măsurilor de siguranță în unitățile de învățământ sub coordonarea prefectului, sens în care avem arondate 18 instituții de învățământ din municipiul Târgu Jiu și celelalte orașe. Da. Noi vom dispune efectivele de jandarmi în elemente specifice de dispozitiv, în preajma și zona adiacentă a instituțiilor de învățământ, punctând asupra intervalul orar de afluire înspre instituția de învățământ sau dinspre instituția de învățământ, în acele perioade când, sau intervale orare când elevii se află în, eu știu, în pauză. Zeci de jandarmi vor ieși așadar în stradă alături de polițiștii din cadrul IPJ și cei de la Poliția Locală Târgu Jiu. De considerăm că situația operativă ar putea fi încărcată. Bineînțeles că desfășurăm activitățile împreună cu colegii noștri de la Inspectoratul de Poliție și Poliția Locală, repet, în funcție de instituția care le avem arondate și stabilite de comun acord la nivelul județului. Din experiența anilor trecuți, incidentele semnalate în prima zi de școală au fost însă puține.